Și am început a doua zi prin junglă. Deja am ajuns la prima traversare de râu, care se va întâmpla pe acest copăcel. Sârmă ghimpată naturală. Are niște țepi, de zici că spatele lor păzesc Fort Knox-ul. Da, yes. De asta ne ținem și trebuie să ne băgăm în apă. Aici va fi momentul în care trece decizme. Piranhas. Caiman. Da. Caiman and piranhas. Crocodiles. No piranhas, they have been eaten by crocodiles. Yes. Deci rățuștele mele pe apă s-au dus. No way. Have to be wet. Hai, Marius, dă-i înainte că... Păi bine că am evantaiul cu mine, pot să mă usuc rău, adică. Și eu zic la fel. Okay. E ideal. De ce merg eu așa pe vârfuri, că oricum... Oricum te vei uda, exact. Să-mi ridic pantalonii, oare? Ca să nu-mi iut pantalonii, oare? No, eu zic să-ți speli. Păi, aici se putea găsi o variantă. O, da. Până acum. Fresh. Yes, very fresh. Yes. I haven't done that in 3 weeks, so it's good. Dacă tot ne-am băgat la porceală, să fie porceală până la capăt. Până la capăt. Parcă de data asta nu ne mai intră la fel de multă apă în cizme ca data trecută. Ne mai spălăm o dată, ne mai băgăm. Oi! Da, deci asta e curățenia de cizmă. Curățenia de cizmă care nu mai vrea să iasă, că e plină de noroi. Deci așa, se merge la apă, frumos frumușel, și o iei cu cizma. Speli bine cizma, să scoți tot noroiul care mai era în ea. O mai clătești odată așa, că nu știi niciodată dacă prinzi un pește. Și după ce ai lăsat și ciorapul frumos la muiat, e bine, mai dai așa una. Pe pantalon să fim frumoși. Pantalon. Deci, ăsta e. După care se bagă piciorul la propriu. Se reia evantaiul din dotare și ne bucurăm. Am găsit din nou un copac din ăsta cu sânge de dragon. Aici la cresta băiatul, ca să se dea cu niște unguent. Iar deasupra e un mare cuib de urnici. Termite. Și asta e ultima coborâre spre lac. Barca tocmai ce a îndocat acolo. Iar lacul e cât se vede cu ochii în partea aia. Și ăsta e lacul în timpul zilei. Pe aici ne-am plimbat noi aseară să căutăm caimani. Caimani cu ochii portocalii. Cum le puneai lumina pe ei, imediat smang, farul din Alexandria. Păsările merg pe apă la propriu, nu nuată că n-au în ce. Foarte drăguțe. Asta înseamnă să agăți un pește la bucățică, să intre cârligul prin ochi, să iasă pe branhie. Cu primul pește prins la râmă am prins două pirania cu burtă albă și trei cu burtă roșie. Urmează să dau la piranie cu burta albă acum. În găoacea aia pe care mi-am făcut-o eu din niște bambus ca să nu se mai adune toată vegetația peste mine. Nice. Tocmai ce a prins prietenul, dar uită-te cât ai dinți are! My God! My God! Those are razor sharp. Big pirania. Mamă cât ai pacul ăstea. Deci e cât sandaua mea de mare. Și portă 43, da? Deci să se știe. Și asta e cina noastră. Eu am primit capul. Marius a primit coada. Platain din astea, bananele de gătit. O salată cu avocado. Niște ananas. Să fie bine ca să nu fie rău. Ne-am trezit cu noaptea în cap. Să vedem și noi păsările de dimineață. Dar până acolo vedem pescarii de pe gârlă, care bineînțeles
scot năvoadele să vadă ce au prins. Ne așteaptă păsăricile în copaci. Felecior de ale lor, dar nu prea. A fugit ăla. A fost ăla împrins. Astea n-au nicio treabă. Stau. Vulturelul ăsta a prins ceva, că tocmai ce mănâncă pe creangă acolo ce a prins. Pare că trage. Dar nu știu dacă pește. Ăștia care vânează melci. Îi ducă dump. Și ăsta altul aici în vârf. Maestos. Puținele păsări. Deci în delta noastră vezi mult mai multe. Mult mai multe. What the fuck? Așa urlă maimuța urlătoare, ca un fel de porc. Acum e motorul. Did a gorilla? Howler. Red howler. You can tell. Dobitos în pește, ce-i de râs? Baby. You see the babies? Yes. Au și un... puișor între ele, alea două maimuțe acolo pe creangă. O să încerc să subliniez pe video în momentul în care apar. Cocoi. Limpkin. Biggest kingfisher. Băi, asta înseamnă kingfisher mare. E imens. Rain kingfisher. The biggest kingfisher in Amazon. Un alt kingfisher imens. Imens. Avem și un pasager în barcă, și anume tarantul ăsta. Săritoare la greu, bineînțeles. Care sper să nu sară pe mine. Aici vin capibara și tapirii să mănânce. Păpajiște asta din mijlocul mlaștinii. Și ne-am întâlnit cu un pescar de pe aici, care are niște novaci, niște... Caraceama. Caraceama. Iana și eu. Nu știu ce satană e asta. Da, arată ca toate visele. Așa. Un fel de somn. Pirania. Din ăla, bă, gasar. Picătura asta în ochi la mine. Pirania, black pirania, that one? That one? This is yellow red belly. Cumpărăm și din ăștia. This is also pirania? No, this is a Indian gaunai. Pachinga. Ah, pachinga. Big teeth. Și ăsta are niște dinți de... zici că măsa l-a fătat. Puru pachinga. Hai că am dat peste un cuib mare de maimuțe. Uite-le aici. Aia cu puișorul în spate. Sunt multe pe aici. Și că mai fură și ouă de păsări. Scarpină-te dacă ai păduc.
Așa ne luăm noi la revedere de la ponton cu o albeață din asta înaltă. Iar aici e locul unde s-a prins ieri celebra mare caracudă, să-i zicem, pe numele ei Pirania. Toată familia în barcă, eu dăm înainte.